În acest timp, bombardamentele rusești au terorizat marile orașe ucrainene. În Kiev, încă un bloc de locuințe a fost distrus, iar în sud, portul Mariupol se transformă în ruine. Rușii au în vizor Odessa, dar nu pot ataca până când nu trec de Nicolaev. Senatul Statelor Unite a votat covârșitor pentru a-l declara pe Vladimir Putin criminal de război. Curtea Internațională de Justiție de la Haga cere Rusiei să oprească imediat războiul din Ucraina și a trimis o delegație la fața locului pentru a strânge dovezi despre crimele de război comise de ruși. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Pentru locuitorii din Kiev a devenit o sinistră rutină să se trezească în bubuitul exploziilor. Zi după zi, rachetele rusești lovesc tot mai aproape de centrul capitalei. Până acum, spune Kievul, rușii au lansat cel puțin 950 de rachete asupra orașelor ucrainene. Atacul din această dimineață a nimerit un bloc de 12 etaje în care s-au declanșat mai multe incendii. De aseară până cel puțin mâine dimineață, niciun civil nu are voie să circule prin Kiev, nici măcar jurnaliștii. Because of the curfew, the outside here and the streets of the capital are absolutely deadly quiet. We were told by the mayor that one of the reasons for this very strict and dramatic curfew was because they anticipated so much more activity from the Russians. In particular, they're worried about Russian saboteurs who possibly made their way into the center of the capital. Their modus operandi was making marks around the city, which were they believed were being used to guide the Russian attackers, the Russian airstrikes, Russian drones, Russian explosions to certain targets. În acest timp, orașul port Mariupol de la Marea Azov este schilodit de bombardamentele continue, fiind pe cale să se transforme într-un crater uriaș. Iată ce a lăsat în urmă ultima rundă de lovituri aeriene. Locuitorii asediați de peste două săptămâni sunt la capătul puterilor. In Mariupol, people are living in hell. And situation in Mariupol a catastrofic. Dramatică este situația la cel mai mare spital din Mariupol. Rușii au mutat pacienții și personalul medical în subsol și au luat poziții de tragere la ferestrele spitalului. Our hospital number 2, that's the biggest hospital in 17th district of our city, is captured by Russian troops and Russian army use doctors and patients as a hostages in this building, so we do not have any access to them. Până acum, doar 20.000 de locuitori din Mariupol au reușit să părăsească orașul în mașini particulare. Un bombardament intens a avut loc și în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Aceasta este șoseaua care duce de la Kherson spre portul Nicolaev și de acolo mai departe spre Odessa. Zona e bombardată frecvent. No electricity, gas, water or heat. The only ones left are those who can't leave. Pentru militarii care supraveghează drumul, tranșeele sunt noua lor casă. Unii dintre ei vin din Odessa, alții au gospodării în apropiere. Luptă pentru locurile unde s-au născut. Au capturat mai mulți soldați ai forțelor de ocupație. And they said they can't understand what's going on. He said they can't go back because back there they're being shot for retreating. So they advance or surrender. În cursul nopții, străzile din Nicolaev sunt luminate doar de explozii și de lanternele patrulelor. Chiar și spitalul e în beznă de teama bombelor rusești. Svetlana și-a pierdut soțul într-un atac cu rachete în care au murit 9 oameni. И мужа моего просто разорвало, он захлебнулся кровью. Он в крови, в луже крови лежит до сих пор там еще, он лежит там. От меня забрали и осколки. Furia împotriva rușilor declanșată de invazie și de crimele de război împotriva civililor unește toate generațiile de ucraineni. Mobilizarea lor pentru a-și apăra gospodăriile, satele și orașele este cu adevărat impresionantă. Look at how this village is protecting itself. Homemade tank traps, which the locals call hedgehogs. They've sewn netting and put up sandbags. And around the wall here of this checkpoint, they've got boxes of Molotov cocktails ready. This is all locally made. These are improvised defenses. And this is just one Ukrainian village.
Dovezile că rușii își pierd răbdarea și ucid tot mai mulți civili sunt copleșitoare. În această dimineață, trupele ruse au deschis focul asupra oamenilor care stăteau la coadă la pâine. Cel puțin 10 persoane au murit potrivit responsabililor ucraineni. Într-o filmare din dronă vedem un tank rusesc trăgând cutunul într-un bărbat care mergea pe stradă. Iar aceste imagini difuzate de o televiziune germană surprind momentul când un civil care încerca să plece din Kiev este somat să iasă din mașină, deși bărbatul are mâinile ridicate. Soldații ruși îl împușcă. Înmulțirea acestor agresiuni pare să fie determinată de pierderile tot mai mari ale rușilor. Un bombardament de artilerie a surprins la sol și a distrus mai multe elicoptere rusești pe aeroportul din Herson. Rusia a pierdut deja 4 dintre cei 20 de generali trimiși pe linia frontului, un număr neobișnuit de mare, ceea ce dovedește potignirea ofensivei. Pentru a compensa, Moscova a început să mute spre Ucraina trupe din extremul Orient, din Armenia și chiar din flota Pacificului, potrivit serviciilor britanice de informații. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.